Inspirația este ceea ce se întâmplă atunci când te oprești din venerarea lui Dumnezeu și începi să devii Dumnezeu. Al 61-lea dar al inspirației poate părea o calitate destul de des întâlnită, însă realitatea acestui dar este departe de a fi confortabilă. Inspirația se referă la un proces care este foarte diferit de modul obișnuit în care înțelegem lumea. Cuvântul inspirație derivă din străvechiul termen indo-european pentru respirație și are legătură cu latinescul spiritus, care de asemenea înseamnă respirație. Procesul inspirației este o eliberare treptată către lumea exterioară a suflului tău interior, prin pânza realității tale. În ciuda manifestărilor sale creative extraordinare în lume, inspirația implică puternica dezagregare a realităților interioare create de mintea ta. Inspirația începe atunci când îți asumi să intri în focurile întrebării interioare care se găsește înăuntrul fiecărei ființe umane. Chinezii numeau această hexagramă adevărul interior, iar simbolul său pictografic reprezenta ceea ce este ascuns adânc în interiorul nostru. Calea inspirației începe de cele mai multe ori ca o călătorie exterioară de găsirea răspunsurilor în lumea din afară, prin intermediul sistemelor, profesorilor sau învățăturilor. La început, inspirația apare sporadic, în străfulgerări rapide, prin care percepi pentru scurt timp natura realității într-o formă subtilă. Câteodată adevărul interior îți poate fi revelat pentru perioade mai lungi de timp. Astfel de experiențe, atât de puternice și devastatoare, ne schimbă de cele mai multe ori destinele. Ceea ce deosebește inspirația de alte stări înalte este faptul că după apariția inspirației ești schimbat complet și irreversibil. Chiar și o mică doză de inspirație autentică va schimba modul în care funcționează conștiința ta. Prin inspirație, ești pregătit pentru o experiență și mai măreață decât poți acum concepe. Calea prin al 61-lea dar este neapărat una foarte creativă, de vreme ce inspirația autentică distruge unele aspecte ale iluziei tale interioare, producând în felul acesta în corpul tău și în viața ta o mare descărcare de energie până atunci latentă. O astfel de energie își caută în mod natural un Dumnezeu prin intermediul creativității. Creativitatea, cel mai important dar necesar pentru a elibera omenirea din psihoza sa de masă. Ea eliberează forțele latente ale inspirației din interiorul tău, depărtându-te de starea de victimizare. Ia să vedem, salutare Mircescu Alexandru, către salutare Alex și salutare Paul Răducu, salutare fratele meu mai mare. Va să zic că creativitatea, cel mai important dar necesar pentru a elibera omenirea din psihoza sa de masă. Ea eliberează forțele latente ale inspirației din interiorul tău, depărtându-te de starea de victimizare, însă chiar și creativitatea și inspirația au totuși provocările lor. Principala provocare pentru ființele umane este răbdare. Inspirația nu poate fi forțată sau prezisă, ci vine atunci când vine și durează atât cât durează. În intervalul dintre aceste stări inspiraționale înalte, se prea poate să devii deprimat sau abătut. Totuși, la un anumit nivel al frecvenței, vei ajunge la un plafon
Iar la acest nivel, inspirația însăși îți va oferi suficientă energie pentru a te menține la o vibrație înaltă. Din nou, secretul îl reprezintă o formă de proces de creație. Prin însăși natura sa, darul inspirației este unul spiritual, deoarece ajută la slăbirea puterii constructelor tale mentale, deblocându-ți și extinzându-ți capacitatea de a iubi. Alături de cel de-al 61-lea dar, cel de-al 62-lea, precizia face posibilă exprimarea într-un limbaj accesibil celorlalți. Trăirii celei fără de cuvinte a inspirației. Al 62-lea dar, precizia se pricepe de minune să exprime cu multă inteligență, frumusețe și cumpătare misterul vieții. Unul dintre semnele distinctive ale manifestării darului al 61-lea este originalitatea exprimării și aparentul șir nesfârșit al activităților sale în lume. Adânc în interiorul celui scufundat într-un astfel de proces se întâmplă ceva extraordinar. Controlul asupra realității, așa cum o cunoștea până acum, începe să slăbească. Multe persoane nu sunt capabile în aceste etape să renunțe la control și se agață de formele pe care au început să le creeze în lume. Cei care pot să se elibereze treptat de definițiile realității lor încep cu adevărat să acceseze un tărâm mai rarefiat. Ei intră într-un flux al conștiinței în care inspirația începe să neutralizeze procesele inferioare ale minții. În această etapă, ți se poate părea că o ființă superioară a preluat cumva controlul asupra vieții tale. E posibil să nu știi asta. Însă te apropii de o poartă, poarta către cel mai mare secret al omenirii, poarta către divinitate. Una din cele mai importante afirmații făcute vreodată referitor la natura divinității este axioma mistică: Dumnezeu este presiune. Această revelație descrie cu multă putere procesul prin care adevărul interior, ascuns în ființele umane, este descătușat. Tu însuți ești un vehicul al presiunii. Adânc înăuntrul corpului, presiunea misterului ființei tale rezonează în nucleul fiecarei molecule vie. Tău. Prin intermediul inelului său de codon, inelul Gaiei, aceasta 61-a cheie a genelor reprezintă misterul ascuns în fiecare unitate de materie din univers. Acest mister este misterul conștiinței hristice, acea chintesență a luminii interioare care menține integritatea tuturor lucrurilor. Procesul evoluționar creativ este cel care aduce treptat la suprafață această lumină interioară. Prin inelul Gaiei putem vedea cum ecosistemul nostru, diversitatea vie și vibrantă a planetei noastre verzi, albastre și a tuturor formelor sale de viață, e menit să-și descopere propriul adevăr interior de entitate unificată. Acest inel de codoni demonstrează că evoluția este o forță care erupe din interiorul nostru și că pentru a-i descifra secretele, tot ce avem de făcut este să ne uităm spre interior.